Un cămătar se plimba odată printr-un sat și și-a pierdut portofelul plin de bani. Avea acolo o mie de galbeni. A anunțat că îi va da drept răsplată o sută de galbeni celui care îl va găsi. Un țăran sărac l-a găsit. Era un om nevoiaș, dar cinstit. S-a dus fără întârziere la cămătar și i-a înapoiat portofelul cu bani. Cămătarul l-a deschis și a numărat banii erau o mie de galbeni. Mare șmecher mai ești, ți-ai luat singur răsplata, i-a spus el indignat săracului. Ce vrei să spui? a întrebat supărat săranul. Știu bine ce spun, în portofel erau o mie și o sută de galbeni și acum este numai o mie. Asta înseamnă că ți-ai luat deja răsplata din portofel. N-am luat nimic, s-a apărat săranul. Să mergem la judecată, să hotărască judecătorul. Cum vrei, a consimțit cămătarul. O să vedem de partea cui va fi. Cămătarul se gândea că judecătorul nu va pronunța o hotărâre împotriva unui om bogat. Așa că au mers la judecător, iar acesta i-a ascultat pe amândoi. Judecătorul și-a dat seama că bogatul cămătar minte. Ești sigur că în portofel erau o mie și o sută de galbeni?" l-a întrebat el pe cămătar. Da, domnule judecător, a răspuns cămătarul. În acest caz, înseamnă că acest portofel nu este al tău, a spus judecătorul și a dat portofelul țăranului sărac. Morala, cine face fapte rele, trebuie să plătească scump pentru ele.